Salutare tuturor, eu sunt Andrei, fraților, iar astăzi revenim cu un episod din seria noastră de ARK Scorched Earth. Și ca obicei, înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați și voi, fraților, butonul de like, să strângem cât mai multe la număr. Știu că a trecut cam o săptămână de când nu am mai postat ARK și îmi pare rău. Am fost destul de ocupat cu facultatea, pentru că știți că am examene și dacă nu știți, aflați acum. Am examene și a trebuit să învăț, pentru că, na, doar nu m-am dus la facultate ca să frec mentolul. Chiar atât de rău. Mă rog, nu intrăm în detalii, pentru că, în fine, nu contează. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem și noi ce facem în acest episod. Țin să precizez. Am aruncat ceva? Cred că am aruncat un drag ceva acolo. Da. Nu mă clipă să îl recuperez. Ok. Pac, perfect. Super. Broken. Nu-mi place mie că e broken. Așa că îl vom repara. Ok, super. Astea le punem foarte frumos pe aici. Hai să reparăm și astea foarte tare. Bun. Acum o săptămână, după ce ați văzut voi ultimul episod de ARK, eu am mai filmat încă un episod. Da, încă unul. Mamă, foarte șmecher. Însă am avut ceva probleme cu luminile din spate. Modul în care bătea lumina, pentru că n-am pus nicio lumină. Am făcut așa într-un mod mai superficial. Și mi s-a stricat groaznic episodul, adică nu-mi plăcea. Pur și simplu nu-mi plăcea cum se vedea face-ul, era verde în spate, era urât. Da? Așa că am zis, pe frate, eu nu pun așa ceva. Chit că am făcut niște chestii interesante, asta e. Bine, n-au fost super interesante, dar au fost, cred că. Bun, așa că o să zic acum. Practic, am încercat, am testat asta. Vedeți că nu mai are gloanțe. Am încercat să văd cât damage dă. Dă cam 34 damage pe glonț. Da, deci, inutil. Bă, inutilă chestia asta, nu mai folosim de acum încolo. Bun. Am folosit Rocket Launcher. Rocket Launcher-ul pentru a îmblânzi un rock golem. Am găsit în zona asta un rock golem pe care am încercat să-l îmblânzesc cu rachete. Însă, pentru a fi eficiente, trebuie să-l nimerești în cap. Ei bine, eu nu l-am nimerit în cap cu toate rachetele și l-am omorât. Deci da. Și chiar nu am chef, pentru că sigur o să zică lumea, bă, Andrei, dar mai bine foloseai un paracer cu un tun. Chiar nu am chef să stau să prind un paracer și să fac un tun, un ceva, doar pentru a îmblânzi un golem și pentru a nu-l folosi la absolut nimic. Deci, sincer, chiar nu am chef. Ce vine să strănut, oh my god. Bun, ce vreau eu să fac în continuare? Ei bine, aș vrea să mă scarpin la nas și aș vrea să mă duc să mai fac rost de 2-3 ouă. Sau măcar unul, pentru că, sincer, am cam făcut cam mare parte din ce-ar fi trebuit pe Scorched Earth. Adică, hai să zic, n-am îmblânzit o molie de-aia, n-am îmblânzit un Mentis și n-am îmblânzit un golem. Poate îmblânzim un Mentis, pentru că, na, e destul de interesant. Dar, în rest, nu văd rostul de a îmblânzi un golem, pentru că e useless. Nu am de gând să mă la luptă cu el sau ceva. Și ce altceva. Oh my god. E prima oară când intru pe lume și e un pic am laggy, dar nu-i bai. Așa, mi-a zis voi, bă, Andrei, vină cu dragonul, faci nebunii, furi ouă. Bă, hai să vedem ce facem cu dragonul, dacă facem nebunii. Aș vrea să găsesc cu dragon ceva mai ceva mai șmecher, dar numai că cu dragonul mă mișc foarte repede. Da, vedeți că are imprintul ăsta enorm și... Hai, tătică, ia... Hai, bă, marș de aici. Pa! Avem talents, avem tot. Putem să mergem să batem Manticore-ul azi. Nu glumesc, nu vom face o asemenea nebunie încă. Ok, hai să vedem, vizualizăm de aici un nou? Nu prea văd eu să... Nu prea văd eu să fie un ou, un ceva. Uite, acolo nu e, Ăla e un alfa, ok. Ok. Ăla e un dragon mic? Cred, habar nu am. Alfa, nu ne interesează alfa, sincer. Uite mă, bossule, un nou. Hai să vedem, hai să încercăm să intrăm, da? După cum vedeți, putem intra, da, destul de ok. Însă, până ieșim de aici... Ok, e mai complicat. Bun, ne-am cărat, ok, hai să vedem. O să vină băieții grei după mine. Hai să vedem ce level e. Că nu... 72, pă bune. Use item, fuck off. Mamă, fiți atenți că începe bătălia supremă. Mamă. Hai mă, marș mă de aici. Perfect, pe băiatul ăsta îl ciopărțim imediat. Are un colorit destul de interesant ăsta. Așa, negru. E, ăla ar fi demn de numele Ancalagon. Ok. Ok, hai să luăm și noi două poțiuni de alea. Mamă, trebuie să mă duc, trebuie să mai ciordesc niște ouă. Bă, dar levele mai mari, frate, că n-am ce să fac cu... Haideți mă, băieți. N-am ce să fac, frate, cu 72 pe bune. Pe bune, adică un 72. N-ar fi cine știe ce. 72. Hai mă, marș. Perfect, i-am omorât pe băieți. Mai e încă... ăla e mare. Ăla e mare. Ok, ba nu, aparent nu e chiar de mare. Mai avem unul de foc acolo pe care îl ciopărțim imediat. Perfect, foarte frumos. I-am dat să zacă. Și acum hai să ne ocupăm de ăsta de fulger. Ăsta, da, ăsta de fulger. Ăsta de fulger e nervos. Ăsta e supărat pe noi. Îmi place că încă mai trăgea când era mort. Foarte interesant. Gata, și tu. Perfect. Hai să ne refacem stamina. Să băgăm câteva puncte în atac. Foarte simplu. Avem destul de mult lapte pentru că am omorât un Weaver. Un de-ala de foc. Hai, boss, nu te mai răhăți. Ok, perfect. Bun, hai să vedem dacă mai găsim ouă. Ceva mai bune aș vrea. Să nu intri în foc, să nu intri ca prost în foc. Ok. Ai! Pa! Hai, bossule, ne-am buguit. What the fuck? O fi ceva acolo, nu e absolut nimic. Nu e absolut nimic. Deci asta mă enervează cu Weaver, nu? Când vin să fur ouă. Să mișcă groaznic de încet. Teribil de... Nu teribil de încet, doamne. Teribil de repede, nu încet. Foarte repede se... Uite, avem acolo un nou. Da. Pana mea, trebuie să-i omor pe ăștia mai întâi. Adică, what the hell. Ok, hai să luăm repede. Ok, hai să luăm repede niște beutură de-aia. Că e bai. E... What the fuck, mate? Ok. Nu-i problemă, nu văd absolut nimic. Da. Ok, a scăvit tu. Hai, pa. Ok, perfect. Hai să vedem unde era oul ăla. Fuck off! Doamne, ce mă enervează. Nu în lavă. Ok, uite acolo. Doamne. Vedeți? De-aia mă enervez maxim când vin cu dragonul la... Hai, să fim serios, nu pot să intru în găurica aia. Bă, fuck! Mamă, mă mai iau eu după voi vreodată să vin cu dragonul? Mamă. Nu mai vedeți voi să mai iau eu după voi. Hai, boss! Oh my god. Mă mai iau eu după voi să intru cu dragonul la luptă. Pe bune, mă, pe bune, 8. Doamne. 8, mă, pe bune, 8. Tu-ți bagi joc de mine, mă, 8, level 8. Hai, marș. Level 8. Oh my god. 8. 8. Mie nu vine să cred, mă, ești nebun. Level 8. Nu, deci așa ceva e inadmisibil, inadmisibil. Deci să-mi bag piciorul următorul pe care îl găsesc, indiferent de ce level e, că-i... nu chiar. Dacă e 72 sau ceva, îl iau. Că nu se poate, frate, adică nu se poate. Și uite unul de poison acolo. Deci, pe bune, frate, nu se poate. Hai că ăsta de poison are atacul mare. E. Hai. Hai, ridică-te, înalță-te-n văzduhul în gaura. Cum te-ai pus tu acolo? Eu nu mi explic și nici nu mă chinui să-mi explic, adică e... A, mamă, perfect, am intrat, fii atent, direct. Ok, hai că... Apare nu vine nimeni. Te rog, fii unul bun. 4! Fuck off! 4. Ce fac eu cu un level 4? Are you fucking kidding me? Use item. Mi-ați mai zis, voi, bă, Andrei, nu m-am mâncat ouăle, dar, frate, trebuie să despawnăm ouăle astea. Ce... Le ținem așa, uite un alfa. Ne ținem așa, nu are rost. Bune acum. Trebuie să omorâm pe... Oh. Omorâm pe băieții ăștia grei. Cercăm să mai găsim încă un ou. Cercăm să găsim ouțe, pentru că... Căutăm dragonii de ouă. Nu face vreo prostie de asta. Ok, nu găsim ouă. Uite, căutăm noi, suntem aici forță, suntem forță pe ouă. Ok, uite, am găsit unul acolo, foarte frumos. Foarte bun. Ok, l-am blocat pe băiatul ăsta. Hai, mă, mai vine tu odată. Așa, perfect. Bun, hai să încercăm să dăm cu șmardeala la ouă ăsta. Dăm repede. 56. Hai, mă, că-l facem pe ăsta de 56. Mamă, ce i-am omorât. Băi, ești nebun. Hai că nu văd ce se întâmplă aici. What the fuck. Hai, marș. Well... Da, i-am făcut. Ok. Bun, deci avem un... Hai! Marș! Avem un ou de 56. Pe ăsta probabil o să-l creștem și... Eu... Nici nu prea o să mă mai intereseze imprintul. Sincer să fiu. Adică... Nu prea are rost să-i fac imprint unui dragonaș de level 56. Sincer, adică acum spă bune. Ok, hai, oh shit. Bă, viața avem gârlă, adică pana mea nu mă interesează. Dar ca și idee aș cam vrea. Hai să băgăm un pic de viață. Pac. Încet acolo. Ca și idee, aș mai vrea un dragon, ceva mai puternic, mai forță. Ceva mai forță. Știu că iar pierdem vremea în episod, dar n-am ce face, trebuie să prindem și noi niște dragoni de-aștia. Știu că nu... De fapt, știu că nu vă place să pierd vremea, dar... Oh, shit. Trebuie să mai facem și chestii de genul, că altfel rămânem fără dragoni. Și ne trebuie ceva mai mulți dragoni pentru bătălia cu Manticore-ul. Putem merge doar cu 3, dar ca să nu murim ca proștii, cred că eu o să merg cu ceva mai mulți. Da? Vedem. Uite, mă, frate, un nou aici. Mamă, păi ăsta-i boss-ul meu. Fiți atenți. Oh my god! 132! Mamă, ce v-am spus eu, mai nebunilor! Oh, tătic! Ăla e al meu, fratele meleu! Mamă, ești prost! Bun, bun, bun. Unde e ăla? Mamă, bă, băiatule! Bă, băiatule! Bă, băiatule! 132 și mi s-a blocat și jocul, dar nici nu mă mai interesează! Oh my god! Mamă, 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 mamă! Păi 132 îl facem pe Smaug. Fiți atenți, fiți atenți voi, măi băieți! Măi băieți, măi, ce facem noi în acest episod și în următorul? Îl creăm pe Smaug. Smaug. Teribilul. Înfricoșătorul. Un dragon de foc. Ok, hai, da, lagul vieții. Ok, perfect, perfect. Cred că o să-l punem și pe ăsta de 56, de 51 pic. Vom vedea. Oh, oh. Sunt în camper. Numai o clipă să-și revină jocul. Ok, hai să vedem. Deci, avem unul de 56. Nu știu ce să zic, să-l fac pe ăla? Hai să-l facem și pe ăla, doar așa, de fentă. De fapt, nu, cred că o să-l mănânc. Da. Cred că-l voi mânca. Și Sky Terror, ți-am adus un prieten. 132, un dragon. Sper, mamă, deci dacă e mail. Oh my god. Ah, dar nu știm. 132, mamă, băi, ești prost. 132 e bine. 132 e super, super bine. Ok, bun, l-ați omorât, perfect, perfect. Ok, bine că se bate acolo, chiar e foarte bine. Super, super, băieți, drop item, perfect. Nu prea mai avem lemn, din păcate. Light fire. Hai să vedem. Fuck, nu prea e lemn. Light fire. Too cold. Too cold. Bă, mă băieți, nu prea mai am lemn. Din păcate. Din păcate, du-te că avem aici foarte, foarte frumos. Așa că hai să ne îndreptăm și să băgăm repede lemnărie. Așa, băgăm repede light fire. Bam, 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 chichi, bam, bam. Tu cât mai ai? Ok, tu nu mai ai foarte mult, din păcate, așa că o să-ți bag și ție niște lemn. Și tu, cât mai ai? Din nou, nici tu nu prea mai ai mult, dar o să-ți bag și ție lemn. Foarte, foarte frumos. Tu ești tu cold. Mă rog, whatever. Bun, tu, domnișorule, îți băgăm și ție aici, pac, și ultima torță, foarte, foarte drăguță. Ce mișto să ia acolo înfiptă în nisip. Perfect. Și, ba nu, penultima. Am greșit, mă scuzați, îmi pare enorm de rău. Pac, life fire, foarte, foarte simplu. Incubating, super. Și o să vedem ce o să iasă. Între timp, am eu de gând să... Să merg și să deblochez Bug Repellent. Bug Repellent, stimulant nu. Bug Repellent pentru Mentis. Vreau să prind și un Mentis. Hai să vedem. Drugs, Bug Repellent. Îmi trebuie pelt, narcot, citronal și rocker. Ok, n-avem așa ceva. N-avem seră. Nu făcurăm o seră. Din păcate, da, bine, atunci nu cred că o să ne trebuiască o seră în musai. Deci da, cred că o să mergem full YOLO. Full YOLO. La un Mentis și o să încercăm să-i băgăm pe gât Kibble. Sau mă rog, ce mănâncă ea. Nu știu exact. Mamă, ce repede. Perfect, super. Avem și dragonașul, foarte, foarte frumos. Dar ne vom ocupa de mărețul Smaug, mărețul și înfricoșătorul Smaug în următorul episod. O clipă să vedem dacă e băiat, mamă, deci dacă ies gemeni de aici, uai de capul meu, sunt super fericit. Super fericit. Bun, deci am putea să împerechem, da, cred că asta o să și fac. 116 plus 132. Am scoat un level decent. Am scoat un level chiar decent. Și cred că asta o să-și facem, fraților. Eu zic că e o idee bună. E o idee chiar foarte bună. Ca să scoatem niște dragoni fenomenali pentru bătălia cu Manticore-ul. Hai să vedem, hai să vedem. Nice, baby fire dragon. Male Smaug. Ok, sper că nu i-am pocit numele, sper că nu l-am scris prost. Dar nu cred că l-am scris prost. Ok, perfect. Super, mai avem o torță. Băi, bossule. Mamă, și are și un colorit așa frumos. Super, super, super arăți. Hai, prietene. Smaug. Mamă, și e male. Știi ce înseamnă asta, nu? Mate boost. Și mate boost... O, da. O, da. O, da. 40 de secunde imprint-ul. Disable wandering. Hai să încestați urare. 5000 viață din start. Cam slăbuți. 400 de... N-are cine știe ce sta. Are 1120 stamina. Ceea ce e foarte bine. Tu cât ai? Tu ai 1300 stamina. E bine, e foarte bine. Și arată mișto, așa portocaliu. Mamă, mamă. Sky Terror și cu ăsta o să rupă. Deci vă gândiți-vă că o să dea aproape 2000 și ceva damage. Fiecare în parte. Ăsta probabil să dea ceva mai mult. Cadă-l, ia să vedem. 1000 viață din start. Perfect. Super. Bun, mă băieți. Păi, cam atât cu acest episod. Sper foarte mult că v-a plăcut. Noi o să ne revedem data viitoare cu un nou episod și vedem ce reușim să facem. Probabil o să mergem și o să mai facem rost ori de un dragon, ori facem level up pe Smaug. Până atunci, însă toate ce bune, la revedere!